Dar dacă vom citi dincolo de cuvinte și vom căuta să descoperim esența Evangheliei, o vom putea simplifica într-un mod cu totul aparte. Atâta timp cât nouă credința ne produce defavoruri și lipsuri financiare, Hristoase, te rugăm, pleacă din ținutul nostru. Deci nu era interesantă minunea vindecării și izgonirii demonului din om, ci era mai important și mai trist fapt pentru ținutul și locuitorii acelei zone din Gherghesa, că paguba materială săvârșită, pierderea animalelor care s-au necat în mare, le-a adus daună financiară și nici de cum vreun folos sufletesc. Minunile vin și trec, banii rămân la cec, în bancă, la ciorap și ne asigură viitorul. De aceea este cel mai ușor să fii bogat și mulțumit de sine, este mai ușor să fii bogat și liniștit că nu te doare capul de ziua de mâine, decât să te preocupe problema unei minuni. Intrând în amănuntul legat de demonizare, aici avem de-a face cu o demonizare materială, sau dacă vreți, este o demonizare la nivel intelectual, în momentul în care noi simplificăm sacru și profanul și alegem așa, prea multă rugăciune, prea multă nevoință, prea multă idee de Dumnezeu și cred că ar fi cel mai bine, Iisuse, să pleci din ținutul nostru. Și acel ținut despre care este vorba poate fi satul, casa, familia, respectiv sufletul nostru personal, pentru că rătăcirea cea mai ușoară vine dinăuntru, nu din afară. Nimeni n-a reușit vreodată să smintească pe cineva în ale credinței pe cont propriu. Cine s-a smintit, s-a smintit el personal. S-a gândit așa, prea mult post, prea multă rugăciune, prea multă osteneală, prea multe reguli, trebuie să-mi fac o religie și o credință a mea, trebuie să-mi fac un Dumnezeu al eului meu, care vine din iubirea de sine, și atunci am rezolvat problema. Intrând pe linia demonizării sufletești, adică ceea ce ține numai de suflet, aici putem întâlni două lucruri distincte. La Marcu și Matei mai întâlnim un caz, deci o să vedeți un caz, foarte aparte, în care spune așa. De multe ori îl aruncă în foc. De multe ori îl aruncă în apă. De multe ori îl trântește la pământ și scrâșnește, face spume. Și de multe ori cade ca mort. Deci iată un mod de manifestare a demonului. Este din Evanghelia Duhului mut și surd. În Evanghelia de astăzi, cei care au ieșit în întâmpinarea lui Iisus erau demoni de altă factură și lucrare a întunericului. Aceștia umblau goi, stăteau prin morminte, rupeau lanțurile cu care erau legați câteodată și în plus de atâta, nu știu dacă la evanghelistul de astăzi, dar unul dintre evangheliști relatează același caz despre demoni, reprezentând tot demonizația de la Gherghesa sau izgonirea demonului din omul demonizat și spune așa, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, nu ne trimite mai înainte de vreme în adânc, adică în iad. Deci iată, avem de a face cu un drac pitonicesc sau un teolog al iadului care vrea să facă din Iisus o victimă a părerii de sine și a mândriei și de a-l arunca în fața umanității și a celor din jurul lui, a ucenicilor și cei care îl ascultă, pentru a-i descoperi adevărata identitate, pentru că așa arată Sfinții Părinți. Dacă diavolul ar fi știut că se luptă cu Dumnezeu, niciodată nu s-ar fi împotrivit planului învierii. Dar el întotdeauna s-a luptat știind că se luptă cu fiul lui Iosif și al Mariei din Nazaret. Și atunci, sigur, ultima scrâșnire a diavolului și ultima zvâcnire mizerabilă a lui
a mai avut loc o singură dată, chiar la cruce. De ești tu, Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-te pe tine cum i-ai mântuit pe alții. Deci fiți atenți, nu izbăvește-te sau vindecă-te. De ești tu, Fiul Dumnezeu, mântuiește-te pe tine cum i-ai mântuit pe alții. Deci l-a aruncat dincolo de ceea ce mintea poate cuprinde, eliberarea sufletului de păcat. Sau de ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Aici Iisus n-a răspuns, ci a tăcut de fiecare dată și a certat demonul zicându-i să iasă și să plece. De ce s-a ales în Evanghelia de astăzi ca demonii să intre în porci? Părerile sunt împărțite. Unii au spus pentru că iudeii n-au voie să mănânce carne și cresc porci. Și e un păcat. Nu avea nicio treabă. Putea să fie și acest punct de vedere. Alții că fiind iudei și porcul fiind un animal cu copita despicată, dar spurcat că nu-i rumegătoare și nu era animal de jertfă, iudeii ar fi greșit călcând păcatul și au crescut porci chiar comercializându-i altor nații de oameni care mâncau carnea de porc și era căutată. Dar după părerea Sfântului Ioan Gură de Aur și a lui Teofilact al Bulgariei, se spune că motivul pentru care Hristos a lăsat ca diavolii să intre în porci a fost unul cu totul aparte. A vrut să demonstreze umanității și ucenicilor câtă furie are diavolul pe creația văzută a lui Dumnezeu. Deci asta era esența. Și dacă omul avea un suflet și trăia sub pronie și era ocrotit de Harul Duhului Sfânt să nu fie chinuit mai mult decât vrea demonul. Pentru că ceea ce vă relatez eu nu e o întâmplare. Mă duc și deschid patericul și vă arăt ce spune un avă Ishirion, mi se pare. S-a dus la un demonizat și a spus, te blestem, te leg să ieși și să pleci. Și diavolul a întrebat, și unde vrei să intru? Și pusnicul i-a spus cu o smerenie deosebită, intră în mine. Și l-a chinuit pe acel pusnic vreo 10 ani de zile. Iar el tăcea și răbda în smerenie și se ruga și într-o zi diavolul a început să plângă. Deci fiți atenți. Și la care pusnicul îl întreabă, dar de ce te întristezi, întunecatule? Ce ai pățit? Păi aș vrea să plec. Dar ți-am spus eu să nu mai stai? Și l-a ars pe diavolul și dus a fost. De ce? A simțit diavolul că nu este lucrarea lui într-un suflet care este curat și este a lui Dumnezeu. Și de ce am atins punctul acesta? Am atins punctul acesta pentru un motiv anume. Noi creștinii de rând care suntem astăzi în biserică sau prin alte biserici ale orașului sau parohii, obișnuim să spunem, părinte, cineva mi-a făcut de rău cu diavol, mi-a făcut farmece, mi-a făcut de scântece. O fi adevărat și nu vă contrazic. O fi cum spuneți și n-am de unde să știu. O fi cum credeți și nu pot ca să confirm. Dar știu un singur lucru. Că dacă omul este curat sufletește și este spovedit și împărtășit, în inima lui își face să lași Hristos. Și de unde știm aceasta? Din Evanghelia de la Sfântul Maslu. Păsările cerului, adică gândurile, și vulpile, adică vicleniile noastre interioare, au cuiburi. Dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. De ce? Pentru că inima noastră este sălașul răului, nu a îngerului, nu a lui Dumnezeu. Pentru că noi chemăm patima și o încurajăm ca să se cuibărească în noi. Noi urâm, noi dușmănim, noi fumăm, noi bem, noi desfrânăm, noi hulim, noi înșelăm, noi ne răzbunăm, noi turnăm, noi băgăm în pușcărie, noi facem rău. Sau ne facem rău. Și atunci, sigur că diavolul găsind un teren fertil,
seamănă neghină cât poate de mult. Pentru că are două șanse ca să o seamene. Pământul este pietros, este nearat, e bătătorit, e drum de atâtea pati întrecând diavolul permanent pe el. Alteori găsește numai spini sau găsește secetă și sămânța doar încolțește și se usucă. Lipsa cuvântului lui Dumnezeu. Lipsa prezenței în biserică, lipsa prezenței la spovedit, lipsa prezenței la împărtășit, lipsa prezenței la rugăciune, lipsa prezenței la Sfântul Maslu, lipsa prezenței la Euharistie și la dezlegarea păcatelor și atunci sigur că el are un teren propice. Ei, iată, aceasta este prima demonizare. Demonizarea spirituală, ea începe între două extreme. Ateismul sau negarea existenței lui Dumnezeu și mulțumim lui Dumnezeu că timp de 50 de ani sub regimul sovietic comunist am avut suficienți atei care au demonstrat cu cărți scrise inexistența lui Dumnezeu până la ajungerea pe lună a cosmonauților care îl căutau pe Dumnezeu în spațiu interstelar dedicat cu precădere dracilor de către Dumnezeu când i-a aruncat de dincolo de cerul de foc din cetele ierarhice slujitoare. Și a doua extremă, erezia. Cealaltă extremă a demonizării. Pierderea Duhului Sfânt. Dacă un ateu se poate îndrepta la dreapta credință și primește pe Dumnezeu prin părerea de rău, Doamne, iartă-mă, nu mi-am dat seama, am fost tânăr, că așa spun și oamenii la spovedit. Părinte, așa a fost regimul, n-am fost dus la biserică, n-am știut, dar rău n-am făcut. Deci măcar au împlinit porunca cea tainică care spune Apostolul Pavel în Faptele Apostolilor și în Epistole. Păgânii nu au lege, dar fac din fire ale legii, adică s-au născut cu omenie. Ei, același lucru a fost valabil și pentru credincioșii noștri care n-au avut contact cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar au avut fapta bună și atunci, acum punând credința alături, acele fapte au devenit valide și Dumnezeu nu se supără pe ei.